Bună ziua, bine ați venit! Facem astăzi o mică prezentare a activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență pe trimestrul 1 al anului 2019, având în vedere toate activitățile complexe care s-au desfășurat în această perioadă, v-am invitat astăzi pentru a le putea prezenta tuturor. Legat de apărarea împotriva incendiilor, se poate spune că în trimestrul 1 al anului 2019, Inspecția de Prevenire a desfășurat un număr de 234 de controle de prevenire, fiind constatate în total un număr de 1032 de deficiențe, din care 77 au fost soluționate pe timpul controlelor și 609 au fost sancționate, 449 dintre acestea fiind sancționate cu avertisment și 110 amenzi contravenționale în valoare de 411.000 de lei. De asemenea, tot în acest interval, în primul trimestru al anului, au fost desfășurate și au executat controle inopinate pe timpul nopții, este oarecum un element introdus de curând, în lunile februarie și martie, la obiective din domenii de sănătate, de cult și mai ales cluburi și discoteci, unde controlele pe timp de noapte au fost foarte eficiente. Au fost 20 de controle doar la cluburi, baruri și discoteci. Din punct de vedere al documentațiilor de avizare și autorizare, au fost emise în primul trimestru al anului un număr de 28 de avize de securitate la incendiu, 35 de autorizații de securitate la incendiu și 3 autorizații de protecție civilă. Din autorizațiile de securitate la incendiu, 3 dintre acestea au fost la obiective care aparțin unităților de învățământ din județul Argeș, 2 clădiri de învățământ și o sală de sport aparținând unei unități de învățământ din județul Argeș. Inspecția de prevenire, de asemenea, a primit și soluționat în acest interval 21 de petiții din partea persoanelor fizice sau juridice care au fost toate soluționate în termenele legale. Ca situație operativă, în perioada analizată, începând de la 1 ianuarie și până în prezent, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a fost solicitat pentru a interveni la un număr de 3630 de evenimente, în medie 43 pe zi, din care 1065 acțiuni pentru situații de urgență și 2565 de acțiuni smurt. Prin comparație cu aceeași perioadă anului trecut, este o ușoară scădere cu 3% a acestor evenimente. Ca o noutate a acestui an și o problemă spinoasă la acest început de an au fost incendiile de vegetație uscată, fiind un număr de 365 de incendii de vegetație uscată în anul 2019, comparativ cu anul 2018, când au fost doar 54 de intervenții. Această mare diferență se datorează și faptului că la ora la care vorbim acum, anul trecut ne confruntam cu viscol și probleme de circulație datorită zăpezii de pe drumuri. În urma celor 365 de incendii de vegetație uscată, au fost afectate la nivelul județului Argeș aproximativ 580 de hectare de vegetație uscată, mărăciniși, lăstăriși, în 83 de localități. Preponderent, aceste incendii s-au manifestat în localitățile Ștefănești, Călinești, Topoloveni, Mihăiești, Bradu, Băiculești și Cătească. De menționat este faptul că în majoritatea cazurilor aceste incendii de vegetație au fost provocate de folosirea focului deschis de către cetățeni pentru igienizarea terenurilor agricole sau a pășunilor de vegetație uscată, fără respectarea prevederilor legale prin folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendii. Avându-se în vedere numărul mare de incendii de vegetație uscată, Inspecția de Prevenire a executat un număr de 10 controle, în urma cărora au fost aplicate 6 avertismente și 7 amenzi, în cuantum de 10.500 de lei. De asemenea, au fost întreprinse o serie de măsuri pentru prevenirea și gestionarea
unor astfel de situații de urgență generate de incendiile de vegetație, astfel că în baza protocolului de colaborare încheiat între IGSU, Garda Națională de Mediu și Agenția de Plăți pentru Intervenții în Agricultură, s-au efectuat două ședințe comune în scopul identificării unor soluții optime de colaborare, întrucât aplicația stabilită în protocolul inițial este foarte greu de utilizat pentru a se putea contracara acest fenomen care a luat proporții la nivel național. Au fost transmise către toate unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Argeș modalitățile legale de efectuare a igienizării terenurilor prin ardere, respectiv de utilizarea focului deschis la arderea de vegetație uscată și resturi vegetale, cât și cadrul legal pentru sancționarea nerespectării prevederilor legale. S-au executat acțiuni de patrulare în zonele cu cea mai mare pondere a incendiilor urmare a arderilor de vegetație în perioada 15-25 martie 2019. S-au desfășurat activități de informare preventivă a autorităților publice locale, respectiv a cetățenilor din localitățile respective, privind respectarea prevederilor legale pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști și vegetație uscată. S-au distribuit materiale informative privind regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor specifice sezonului, acestea fiind afișate la punctele de informare publică de la nivelul unităților administrativ-teritoriale. De asemenea, s-au efectuat activități specifice de instruire a membrilor serviciilor voluntare, respectiv de conștientizare a acestora privind responsabilitățile și modul de gestionare a situațiilor de urgență generate de incendiile de vegetație, și s-au realizat și informări către Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură cu privire la 34 de incendii ca urmare a arderilor necontrolate de miriști și vegetație uscată. De asemenea, au fost făcute și propuneri de modificare a protocolului încheiat între cele trei instituții în vederea armonizării atât a legislației cât și a aplicației pe care să se poată face identificarea terenurilor pe care au avut loc arderi de vegetație uscată, precum și pentru ca sancțiunea să se aplice proprietarului terenului, astfel încât la termen de 15 mai, stabilit ca termen final pentru depunerea cererilor pentru subvenții, terenurile respective să fie luate deja în evidența Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură. În anul 2019 vreau să vorbesc și despre patru din cele mai mari intervenții, mai deosebite intervenții la care Inspectoratul pentru Situații de Urgență a intervenit în acest interval. Este vorba de trei intervenții care au fost ca urmare chiar a unor arderi de vegetație uscată care au degenerat. În 28 februarie este una din acestea, în Ștefănești, unde au ars 65 de hectare de vegetație uscată și mărăciniși, iar pentru stingerea incendiului au fost necesar 4 echipaje cu 25 de pompieri pe parcursul a 3 ore de intervenție. În data de 7 martie la ora 16:15 în comuna Slobozia s-a produs un incendiu la o hală cu destinație de atelier mecanic aparținând de un operator economic. Acolo incendiul a fost provocat de un scurt circuit. De asemenea, în data de 20 martie a fost un incendiu de fond forestier sesizat pe 112 situat în localitatea Cetățeni. Acolo au fost vorba de 5 hectare de litiere și puieți de arbori în pădure de foioase, o zonă foarte greu accesibilă cu declivitate extrem de mare, iar accesul către locația respectivă s-a făcut foarte, foarte greu. Am fost destul de aproape de a ne confrunta din nou cu ceva de tipul poenare, având în vedere drumul extrem de greu accesibil în zona respectivă. Și în data de 6 martie, în comuna Călinești, a fost un incendiu la o hală de producție pentru termopane. Un incendiu care a pornit tot de la nesupravegherea unui foc deschis în urma incendierii unei vegetații uscate. Cam acestea au fost și cele mai reprezentative intervenții, dacă aveți și noastră alte întrebări.